Începe? Că ne spuneți când ne putem începe. Da? Așa. Bună dimineața, stimați chișinăuieni, dragi jurnaliști. Astăzi ne aflăm într-o curte pe bulevardul Iurii Gagarin, numărul 5. Suntem aproape de centrul capitalei, dar după cum vedeți, curtea arată ca după război. Căile de acces sunt distruse, mobilierul urban este într-o stare deplorabilă, e murdar și nesigur, în general este dezastru. Chișinăul de fațadă pare că s-a schimbat, dar este suficient să intre într-o curte și nu contează în care. Sectorul centru, botanică, ciocana și te apucă tristețea, deoarece machiajul urban făcut de primăria partid se termină aici în curt și ne ciocnim cu o realitate dură, promisiuni nerealizate și minciuni ca de obicei. Confortul urban este cel mai important. El începe cu apartamentul său, în care noi trăim, felul cum noi amenajăm casa, iar mai departe totul începe din curte. Dar orașul în care noi trăim, felul cum arată curtea, depinde cum noi votăm odată la 4 ani de zile și mai departe administrația publică locală amenajează curțele de bloc. În această curte, ca și în alte sute de curți, vedem indiferența primăriei partid față de confortul cetățenilor. Promisiunile de a aduce mai mult confort în curți și blocuri s-au înglodat undeva pe drum. Eu cred că voi, ca și mine, stimați chișinăuieni, v-ați săturat de minciună și de proiecte de ochii lumii atât timp cât curțile noastre sunt delăsate. Iată de ce unul dintre cele mai importante angajamente ale mele și ale echipei PAS ține de confort. Noi vom face un Chișinău cu mai multe curți sigure și confortabile și blocuri unde locatarii nu vor mai arunca banii pe geam pentru căldură. Pentru a îmbunătăți calitatea vieții cetățenilor, trebuie să ne asumăm pentru început să ne clarificăm odată și odată cu NGFL-urile sau JEC-urile, cum sunt cunoscute în limbajul public, și să încurajăm locatarii să-i ajutăm, să-i ghidăm, să treacă la asociații de condominiu, unde vor putea să-și administreze cu suportul primăriei curțile și blocurile. Mai ales că noi am modificat legislația care permite ca să acceseze și proiecte. Pentru a susține dorința locuitorilor de a trăi confortabil, vom aloca 100 de milioane de lei anual asociațiilor de locatari în condominiu pentru reabilitarea blocurilor și curților. Vom repara căile de acces în curți și vom instala iluminat stradal de tip LED în tot orașul. Prioritatea imediată în mandatul meu va fi reabilitarea completă a 200 de curți cu locuri de joacă sigure pentru copii, cu mobilier nou, cu parcări amenajate, cu platforme subterane de gunoi, pentru că multe curți arată ca adevărate gunoiște, devenind adevărate focare de infecții, mai ales pe timpul verii, din cauza decizii proaste de a amplasa în spațiul deschis tomberoanele de gunoi. De asemenea, vom schimba 400 de lifturi, nu pe hârtie, nu pe pliante, dar în blocuri. Astfel, oamenii se vor bucura de confort și curățenie în curțile și blocurile lor. În paralel, vom iniția un program de termoizolare a peste 500 de blocuri pentru ca oamenii să nu mai arunce banii pe geam iarna. Aceasta înseamnă mai mult confort și facturi mai mici. Pentru a veni în întâmpinarea locuitorilor care își doresc reabilitarea blocurilor, vom lansa un program municipal de finanțare, un proiect de investiție comune, administrația locală, locatari și parteneri de dezvoltare. Astfel, locuitorii orașului cu investiții mai mici vor putea să realizeze proiecte de reabilitare mai extinse. În același timp, când vorbim de securitatea energetică a cetățenilor, o altă soluție este introducerea unui voucher energetice pentru tranziția la încălzirea centralizată pe orizontală și termoizolarea blocurilor. În general, îmi doresc să fim partenerii locatarilor și prin grijă și deschiderea noastră, un lucru mic și important care intră în responsabilitatea administrației publice să-i ajutăm să-și amenajeze curțile confortabile și să le facem sigure. Astfel, oamenii vor putea să-și petreacă timpul împreună cu familiile lor, fără să fie nevoiți să stea pe bănci distruse, alături de tomberoane de gunoi, care inundă curțile în întuneric și cu frică în sân. Vă îndemn să votați pe 5 noiembrie echipa PAS și Lilian Carp primar, ca să aducem împreună confortul și siguranța în curțile din Chișinău. E timpul să facem Chișinăul confortabil. Este important ca să înțelegem
că adevărata politică pentru oamenii din Chișinău este să începem cu adevărat să muncim pentru ei, să începem cu curțile de bloc. Dacă o să mergem prin curțile noastre de bloc, o să vedeți trotuare sparte sau lipsa lor, o să vedeți gropi în aceste curți, o să vedeți gunoi. Apropo, atunci când ne-am lansat în prima zi în campanie electorală într-o curte, chiar vis-a-vis de primăria municipiului Chișinău, a doua zi gunoiul a dispărut de acolo. Da? Sperăm că și după intervenția de astăzi ar putea să intre și în această curte, să facă curățenie, așa numitul partid primărie. Stimați locuitori ai municipiului Chișinău, confortul nostru depinde de noi. Confortul nostru depinde de votul pe care noi o să-l acordăm la data de 5 noiembrie. Confortul nostru depinde de prietenii noștri, de familia noastră, depindem să înțelegem că împreună suntem o putere. Doar împreună putem face Chișinăul mai confortabil. Dacă sunt anumite întrebări, vă putem răspunde. Atunci vă mulțumim și dăm startul pentru Chișinău confortabil, pentru curți confortabile și împreună la data de 5 noiembrie să dăm startul unui Chișinău care să arate altfel. Mulțumesc! Mulțumesc, Matu!